Deșeurile vor fi transformate în energie electrică. Se va întâmpla în noua stație de colectare care va fi construită în sectorul 2 al capitalei de către operatorul de salubritate Supercom, cel care deservește și zona Văii Jiului. Aici vor fi colectate, sortate, uscate și utilizate în cele din urmă deșeurile. Este o investiție ultramodernă care este o alternativă pentru producerea energiei electrice. Ideea acestei construcții a fost acceptată de autorități și se va întinde pe 20 de hectare. În momentul de față, proiectul este în faza de așteptare pentru autorizații din partea Consiliului Județean Ilfov. Scopul acestei platforme este de a reduce cantitatea de deșeuri și a rezolva problema gropilor de gunoi care nu sunt ecologice la ora actuală. Scopul este de a putea prelucra toată cantitatea care este adunată pentru a duce la groapa de gunoi cât mai puțină cantitate sau chiar tot. Și prin aceste procedee pe care noi le avem în plan să le introducem în acest complex integrat, se poate face chestia asta și se poate reduce aproape la zero cantitatea de gunoi. Procesul tehnologic este foarte dinamic și a fost gândit în detaliu, iar investiția acestui proiect are o valoare de peste 140 de milioane de euro și se va desfășura în două etape. O etapă până la partea de pregătire și separare a acestor deșeuri, care se numește acest TMB, instalație de tratare mecanică a deșeurilor, unde sunt un pachet de rezultate despre care am vorbit, iar partea a doua a investiției, care costă ceva mai mult, este o uzină complexă, care duc fracția RDF-ul, fracția termoenergetică, o duc în energie. Poți să observați aici o machetă care practic reflectă fluxul de producție care noi l-am proiectat. Fluxul de producție proiectat a fost reprodus într-o machetă 3D. Aici o să observați că este intrarea în complex. Undeva există un cântar la intrare pentru că toată această activitate este evidențiată și calitativ și volumetric, pentru că trebuie să aibă un rost până la sfârșit. Apoi se intră în această hală care vedeți aici, care este foarte mare, este ceva de 2500 de metri pătrați, poate chiar mai mare, în care sunt aceste instalații despre care vorbea domnul inginer Paul, de sortare, tratare și respectiv compactare pentru deșeuri. Complexul integrat a fost proiectat și gândit pentru a trata deșeurile așa cum este impus de ordonanța numărul 92 și alte acte normative. Ministerul Mediului a fost încântat de această idee. Noi am prezentat acest proiect autorităților, inclusiv domnului ministru de la mediu. Ideea este foarte bună, numai că trebuie să luate o seamă de decizii la nivel de guvern, probabil, pentru că astfel de instalații, probabil că ar trebui vreo 10-12 minimum în România și vreo să România intra din această criză a pierderilor financiare în raport cu neatingerea obiectivelor europene, special cele care au fost prinse în contractul de aderare a României și special cu celelalte directive care vorbesc despre deșeuri și despre mediu. Colectorii de deșeuri sunt obligați să ducă deșeurile numai la instalații de tratare și de procesare a acestora.